Consiliul de administrație al Federației Române de Handbal a stabilit în sfârșit data și locul de desfășurare a turneului de promovare în Liga Națională la handbal masculin. CSU Suceava va înfrunta CSM Botoșani, CSM Alexandria și Unirea Sân Nicolau în perioada 11-13 septembrie în sala din Sfântul Gheorghe. Primele două clasate vor obține dreptul de a participa în Liga Națională. În primul meci, echipa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei va juca pe 11 septembrie cu CSM Alexandria. A doua zi, CSU Suceava va înfrunta Unirea Sân Nicolau Mare, iar pe 13 septembrie este programat derbiul cu CSM Botoșani. După mai multe săptămâni în care nu am știut dacă se joacă sau nu se joacă și au fost avansate mai multe date în privința desfășurării turneului de promovare, în sfârșit s-a luat o decizie. De acum ne putem pregăti liniștiți, iar eu sunt optimist că valoarea lotului nostru va face diferența la turneul final, a declarat antrenorul echipei sucevene, Adrian Chiruț. În cazul în care va promova, CSU Suceava va debuta noul sezon al Ligii Naționale în perioada 15-17 septembrie, primele trei etape urmând să aibă loc sub formă de turneu.